Absenteismul în rândul elevilor, infracțiunile de tot felul și găsirea de soluții pentru rezolvarea diferitelor probleme privind siguranța copiilor au fost subiectele dezbătute în cadrul unei întâlniri a directorilor unităților de învățământ din județ cu poliția și cei de la Inspectoratul Școlar. Evenimentul a avut loc la Colegiul Ion Minulescu din Slatina. Organizarea unor sesiuni de informare destinate directorilor din instituțiile de învățământ de pe raza județului Olt, susținute de polițiști din structurile de ordine publică, analiză și prevenirea criminalității și antidrog, cu scopul prevenirii infracționalității din proximitatea unităților de învățământ și a faptelor antisociale. Fiecare dintre noi trebuie să ne implicăm mai mult, să avem o activitate proactivă față de această situație, pentru că, după cum știm, la nivel național, în ultima perioadă, a crescut acest fenomen al absenteismului. A fi diriginte nu înseamnă să te duci la el la clasă numai atunci când ai ore cu, sau predai disciplina din specialitatea ta. Trebuie să te duci zilnic. Știu, când eram profesor diriginte, mă duceam zilnic, colegii mei din sală știu cu acest lucru, îi verificam în fiecare pauză să văd dacă îmi lipsește vreunul. Sau dacă n-am venit la ora următoare, la finalul zilei, întrebam colegii cine a lipsit. A chiulit vreunul? De ce? Unde e? Mă duceam după el în gară, la Piatra Olt, și îl luam din gară, de la biliard, de la jocuri mecanice, îl sunam pe tărică să-i spuneam, bă, vezi că uite, fiul tot face chestiunea asta. Absenteismul în școli este o problemă veche, iar cu ea se confruntă aproape toate unitățile de învățământ. Unii elevi care obișnuiesc să chiulească încearcă să-și motiveze absențele cu ajutorul scutirilor medicale. Dascălii spun că aici trebuie urmărit cu atenție fenomenul, pentru că nu toate scutirile sunt pentru motive reale. Fiecare școală încearcă să-și ține elevii acasă, da? Și cred că dacă am văzut acest lucru, înseamnă că am făcut un lucru bun, lucrul ăsta se întâmplă în fiecare școală. Noi încercăm să minimalizăm acest absenteism și atunci am găsit o cale prin care, bineînțeles, să încercăm să găsim acele care au într-adevăr absențe, să zic, mai numeroase și modalitatea prin care și le motivează. Directorii de școli au spus că aceste întâlniri sunt binevenite. Doar împreună cu celelalte instituții pot fi găsite cele mai bune soluții pentru siguranța elevilor. Este binevenită, are loc întotdeauna la începutul anului școlar, imediat, de fapt, după ce începe anul școlar și este oportună pentru derularea procesului de învățământ. Este utilă și ne ajută să comunicăm mai bine cu inspectoratul și cu toate problemele care apar. E bine să fim puși la punct întotdeauna cu noutățile, să ne facem datorie. Venim totdeauna sprijinul elevilor, ale nevoilor care le au de fiecare dată. Directorii prezenți la întâlnirea de astăzi vor organiza la rândul lor ședințe în școlile pe care le conduc pentru a transmite mai departe mesajul.